Mulțumesc frumos. M-am emoționat și eu de asemenea prezentare. Da, sărut mâna, mulțumesc, apreciez. Câți dintre dumneavoastră sunteți proprietarii unei afaceri? Curaj că legitimația de la ANAF nu e la mine. Înseamnă că ceilalți sunteți angajați într-o afacere, nu? Cât sunteți angajați? Doamne Dumnezeule, restul sunteți studenți? Bun, tema pe care ne propusese Loții să o abordăm astăzi este una incitantă și, așa cum spunea Sorina un pic mai devreme, ne pune în primul rând pe noi speakerii să înțelegem despre ce trebuie să vorbim aici. Și cred că realitatea din jurul nostru este cea care ne inspiră de fiecare dată atunci când avem de pregătit câte o temă de asta. Uite cine a venit, felicitări! Moștenitoarea Imperiului Business Days. Ok, o să vedem imediat un filmuleț cu un copil apropiat de vârsta Carinei, dar până atunci aș vrea să vă spun o scurtă poveste. Prezentarea mea este foarte simplă. Cine e șeful aici? Cine conduce business-ul ăsta de fapt? Majoritatea dintre noi, atunci când setăm un business, ne propunem să servim pe cineva. În general, o nevoie de piață, un client sau așa mai departe, sau uneori poate să ne servim pe noi înșine sau interesele noastre personale. Vrem să o ducem mai bine, vrem să câștigăm mai mulți bani, vrem să trăim în bunăstare noi și familia noastră, ok? Mai sunt alte motivații pentru care oamenii pot să deschidă business în afară de cele enumerate de mine? Cu siguranță da, poate că facem o listă la un moment dat cu sute de variante sau zeci de variante în care putem să facem asta. Tu funcționezi cu butonul ăsta? Adică apăs eu și tu apeși pe Enter. Ok. Și atunci, în virtutea experiențelor mele de consultanță de business, în special cu proprietarii de business, din ultimii 15-20 de ani, una dintre întrebările care apare tot mai des aici, în acest peisaj mioritic, este: pe cine plătești de fapt în afacerea ta? Ce fac oamenii cei care sunt alături de tine în afacerea asta? Și de fiecare dată îmi vine un gând al unui consultant american, Lawson pe numele lui, care a publicat editura românească undeva prin 90-91 a publicat o carte de-a lui care se numește Cum să faci mai mult profit. Și una din mențiunile lui de acolo a rămas în mintea mea, pentru că a fost de-a dreptul răvășitoare ca și exemplu. Și sună cam așa. Cel mai simplu mod în care poți să pierzi un milion de euro, de dolari, era citatul original, este să-ți deschizi un restaurant, să faci foarte mult marketing, să angajezi cei mai buni bucătari și pe lângă asta să angajezi vreo 20-30 de ospătari care să-și bată joc de clienți. În mod garantat, în maxim 3 luni de zile, vei rămâne fără un milion de dolari. Și atunci întrebarea mea pentru fiecare dintre cei care vor să-și deschidă un business sau au un business în momentul ăsta este: voi pe cine plătiți să vă saboteze afacerea? Cât de conștienți sunteți de mesajul pe care oamenii voștri de vânzări îl transmit în fața clienților? Cât de conștienți sunteți de comportamentul pe care oamenii voștri, reprezentanții voștri, l-au în fața clienților? Și o să continui povestea cu un filmuleț, dacă putem să dăm drumul la povestea aia. Dincolo de pornim cu încredere și cu notorietate în business și vrem să aducem neamurile aici. Merge? Un pic mai cu volum. Sono fuori, la frase, la confiesa, la confiesa, la confiesa.
Dacă la întrebarea, poate un copil de 4 ani să conducă un camion de 22 de tone gol? Ați fi răspuns sau aș fi spus cu siguranță, voi ziceați, ia mai verifică ce ai băut aseară. Da, poate să conducă un camion de 22 de tone și să-l pună pe roți înapoi. Cu ce anume? Ce era definitoriu acolo? Sistemul. Era pus la punct un sistem și un mecanism prin care un copil de 4 ani cu un joystick și cu o telecomandă poate să conducă un camion de 22 de tone. Nici măcar nu e relevant dacă l-a condus sau nu. Pentru că ce am vrut să aduc în fața voastră cu acest film este cine îți conduce de fapt afacerea. Și răspunsul ăsta o să-l ilustrez cu o poveste. De o săptămână de zile, când eram într-un proiect de consultanță cu un client foarte drag mie, care m-a chemat într-un moment de foarte mare răscruce a business-ului lui. Pentru că până în urmă cu 3 ani de zile, afacerea pe care o conducea acest om a mers așa. Și aici este 15 milioane de euro cifră de afaceri. Și în momentul ăsta, afacerea este aici, la 2,3 milioane de euro. Și a spus, am nevoie de ajutor. N-are rost să discutăm despre cauzele care au condus la acest crash. N-a fost nicio criză în ultimii 2 ani de zile, așa? Din câte știm noi. Nu în România. Ok. Și mesajul este, sau întrebarea care realmente a schimbat perspectiva clientului meu în discuția de câteva ore pe care am avut-o cu el a fost următoarea. Cine conduce de fapt această afacere? Piața? Rudele tale? Angajații tăi? Concurența? Sau care dintre stakeholderi conduc în realitate această afacere? În momentul în care a căzut de aici aici, afacerea era condusă de un singur furnizor care și-a luat bagajele și a plecat. Asta e motivul pentru care afacerea a ajuns aici. În momentul ăsta, cine conduce afacerea ta? Știți ce mi-a răspuns? Aproape cu lacrimi în ochi. Nu o conduc eu. Dar cine o conduce? Unul din angajații mei. A fost realmente revelator pentru un proprietar de business care nu face afaceri de 2 zile, ci de mulți ani, să conștientizeze că, de fapt, nu el conduce camionul. Joystick-ul era la altcineva. Care grijă foarte mare, nici măcar nu-i conștient că conduce această afacere. Și de cele mai multe ori, informal, fără niciun titlu, așa cum zice Robin Sharma, lider fără funcție, nu știe de fapt că el accelerează sau decelerează viteza în care business-ul se duce. Dar pur și simplu manetele sunt la el. Este extrem de important în calitate de proprietar de business să înțelegi acest heat map, această hartă a căldurii din business-ul tău și să vezi for real care este acea persoană care îți conduce afacerea dincolo de ceea ce ai tu în cap. Pe cartea mea de vizită scrie CEO, director general și așa mai departe. Cine conduce afacerea în realitate? Asta e cea mai importantă întrebare din toată prezentarea de astăzi. Cine e șeful aici? Și ultima poveste este legată de la ce ar trebui să te uiți în calitate de proprietar de business dacă vrei să-ți repui business-ul pe picioare de la 0 la 1 milion, la 2, la 3, la 5 sau de la 2,3 milioane din nou la 15, 20, 50, 70. Și modelul pe care l-am descoperit și pe care vi-l sugerez și vouă trebuie să răspundă la 3 întrebări cruciale. 1. Unde ne ducem? Dacă oamenii pe care îi aveți în autobuz nu știu care este direcția și viziunea companiei, degeaba trageți de ei să vină cu voi, pentru că nu înțeleg ce caută în acea poză, decât banii de la final de lună. 2. Care este mecanica acestui business? Cum funcționează sistemele și procesele interne ca să ne poată conduce la obiectivul pe care ni l-am fixat mai devreme? Și 3, probabil extrem de important aici, este cum controlezi povestea asta. Cum controlezi camionul ăla?
cum îl frânez, cum îl opresc, la ce indicator de performanță, de fapt despre managementul performanței vorbim aici, dar pe înțelesul tuturor este care sunt acei indicatori relevanți din businessul meu care îmi spun dacă sunt în business sau nu. Pentru că în prezentarea mea era vorba de managementul averii proprietarilor de afaceri. N-am foarte mulți clienți, nu vă bateți capul cu asta, pentru că proprietarii de business din România, în majoritatea cazurilor, n-au avere. Averea lor toată este în business. Ok? Așa că, în primul rând, musai să construim business-uri profitabile ca să avem ce manageria. Ok? Luați cu voi aceste întrebări și aceste gânduri, uitați-vă la afacerea pe care o construiți sau pe care o aveți deja și răspundeți din suflet la întrebările astea. Vă doresc bunăstare! Mulțumim mult, Eusebiu Burcaș!